După ce simulările examenelor au arătat că elevii claselor a 8-a și a 12-a sunt slab pregătiți, cadrele didactice și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Constanța au gândit un plan de acțiune pentru îmbunătățirea rezultatelor până la examene. Pe lângă vestitul plan de activități remediale, următoarea direcție ar fi întâlnirile comune cu părinții elevilor, profesorii și diriginții cu care se va stabili un plan de informare periodică cu privire la pregătirea examenelor. În centrul unui astfel de plan de acțiune stau, bineînțeles, întâlnirile comune cu părinții elevilor din clasa 8-a și din clasa 12-a, că acolo este problema, an terminal fiind. Spuneam întâlniri comune cu părinții, profesorii de specialitate și diriginții claselor, în care se va stabili un plan de informare periodică a părinților cu privire la pregătirea examenelor naționale. De asemenea, în fiecare unitate de învățământ se va asigura un program de activități remediale pentru a pregăti elevii pe teme conform programelor pentru examenele naționale. În paralel cu acest program de activități remediale, propunem susținerea unor activități de pregătire psihologică pentru examene la nivelul unităților de învățământ, pe teme cum ar fi managementul emoțiilor, managementul învățării, comunicare. Consilierea psihologică este cea mai nouă metodă de a pregăti elevii pentru un examen important. Școlarii vor învăța cum să rețină mai ușor informațiile și cum să facă față, din punct de vedere emoțional, acestei testări. În prima fază, elevii vor învăța de la psihologi cum să-și controleze emoțiile negative și să le păstreze doar pe cele care îi ajută să se mobilizeze mai bine. Ulterior, ei vor fi sfătuiți cum să rețină mai ușor lecțiile predate și care sunt pașii pe care trebuie să îi parcurgă pentru a obține efectul scontat.